Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În noiembrie, Taurul va trebui să-și regândească viața și să definească noi valori pentru el însuși. Dacă mai devreme ai aspirat direct la independență, acum este timpul să te gândești la propria fericire în familie. Acei reprezentanți zodiei care și-au întemeiat deja o familie se vor bucura de fericire înconjurați de cei dragi. Eclipsa de lună din 8 nu va face decât să agraveze situația, actualizând probleme nerezolvate și provocând stagnare în planuri și fapte prioritare. Chiar și familiile unite în noiembrie pot experimenta un anumit moment de criză din cauza influenței active a revoluționarului Uranus. În plus, eclipsele din 2022 ar putea împinge din nou Taurul să reconsidere relația existentă. Dragoste. Singuraticii vor corecta urgent o omisiune nefericită. În primul rând, trebuie să-ți reconsideri obiceiul de a petrece singură serile și să începi să participi la unele evenimente. Astfel, vei extinde cercul de cunoștințe. Noile conexiuni te vor ajuta să te simți mai încrezătoare și, fără îndoială, îți vor afecta starea de spirit. Acei tauri care au dobândit deja un partener vor avea gânduri despre cum să întărească uniunea. De exemplu, vrei să oficializezi relația sau să te muți într-un spațiu comun de locuit. Acum este un moment bun pentru a te gândi la sporirea familiei. Astrele te sfătuiesc să vizitezi rudele. Ele nu numai că ți vor oferi sfaturi înțelepte, ci și un sprijin destul de tangibil. Sănătatea. În probleme de sănătate, este important să nu lași totul să-și urmeze cursul. Taurul are un potențial energetic excelent, dar dacă ceva îl deranjează, amână o vizită la medic sau se automedichează. Desigur, cu această abordare nu se pot aștepta rezultate pozitive. La începutul lunii, există riscul de vătămare minoră în gospodărie. Atenție la aparatele electrice! În a doua jumătate a lunii noiembrie, ai grijă de igiena bucală. Asigură-te că îți faci o programare pentru un examen preventiv la dentist, elimină cariile și îndepărtează tartrul. În această lună problemele de piele pot depăși așteptările. Erupții cutanate pe membranele mucoase vor provoca o mulțime de disconfort, în special pentru fumători. Cel mai periculos moment sunt zilele de lună nouă în Săgetător din 23 până în 26 noiembrie. În aceste date, ar trebui să respecti măsura în orice, de la mâncare la activitatea fizică. Dacă este posibil, permiteți să fii puțin leneșă. Banii. În chestiuni financiare, Taurul va avea noroc pe tot parcursul lunii. Nu ar trebui să te aștepți la un profit deosebit de mare, dar vei avea suficient pentru o viață fără griji speciale. Nu obișnui să contezi pe noroc, bunăstarea ta este justificată de sârguință și perseverență. Pentru a-ți crește averea, consultă-te cu oameni cunoscători, investește-ți economiile în ceva cu adevărat important. Orice investiție va avea succes. În noiembrie, Taurii au o bună ocazie să încerce într-un alt domeniu de activitate, să-și găsească sau să facă din hobby-ul lor o sursă suplimentară de venit. Nu rata șansa pe care ți-o oferă stelele. Simte-te liberă să prezinți proiecte creative, nu fi timidă și prezinte-ți cu mândrie talentele. Mulți pot câștiga bani în plus pe tutorat. Profesiile legate de medicină vor avea de asemenea succes. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!